Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iertați-mi vocea răgușită, am fost o săptămână bolnav încât am crezut că voi muri și nu întâmplător, am postat pe contul meu oficial Dignity House Florica Ilaș, sub fotografia de profil, faptul că am decedat în noaptea 21-22 iulie, și am anunțat prin acest comentariu că astăzi, luni 25, funerals, July 25, AM Darabani, aceasta este fotografia mea din 1999. Așadar, pentru internauți, eu am decedat. Da, e un truc. Și astăzi, la ora 12, ar fi trebuit, conform romanului meu, trăit să fiu îngropat. E ora 11:30. Surprize, surprize, doamnelor și domnilor, dimineața tatăl meu mă roagă să... A făcut curat prin curte o parte el, să ducă gunoiul, pentru că în jurul lor 10 după 10 va veni profesorul Dănăilă cu, și va avea o acțiune cu invitații domniei sale. Vă arăt panourile cu care eu am demonstrat și am arătat lumii să vadă și lucrurile altfel. Cine ar mai păși într-un spital că va fi asasinat? I-am avut și am probe pentru tot ce afirm și din cauza asta nu mă înghite nimeni. Doamnelor și domnilor, cele două citate ale mele care eu am demonstrat la Dorohoi, Darabani și Botoșani în septembrie anul trecut: nu vă lipsiți de niște dopuri de pus în urechi, nu veți mai... ele iau forma urechii, da? Nu, și apoi se destinde un cauciuc foarte bun. Nu veți mai fi omorât prin ultrasunete sau infrasunete și cu ele, cu urechele înfundate, deci sunt oficial de cumpărat, astea sunt cele mai bune. Trebuie să fie foarte, foarte moi. Nu, popa și poliția vor trebui să claxoneze bine ca ecoul din urechea dumneavoastră să se audă la ei, semn că sunteți viu. Nu vă lipsiți de un telefon bun, online, offline, cu căști. Căștile vin pe așa ceva. Și nu uitați că singura putere în stat este presa, celelalte sunt puterea ale statului. Și de ce am spus asta? Pentru că nu vă puteți apăra în fața celor care slujesc în mod criminal statul. Doamnelor și domnilor, acesta este profilul oficial Dignity House Florica Ilaș. Și foarte interesant, revin, foarte interesant, doamnelor și domnilor, tatăl meu la ora 8 mă roagă să duc gunoi din curte, pentru că vecinul meu, academicianul Leon Dănăilă, va avea o acțiune. Mai mult decât atât, am stat și m-am mirat că în ultimii ani domnia sa nu și-a făcut simțită prezența și mărturisesc că foarte târziu am realizat că există o coincidență stranie între data decesului meu și prezența domniei sale după ani și ani de zile. Vă aduc aminte că, de fapt, eu mi-aduc aminte și vă spun dumneavoastră celor care nu știți, că în 2001 mă prezint la profesorul Dănăilă cu o scrisoare din partea tatălui meu, prin care profesorul Ilaș din Darabani, prietenul și vecinul lui, îl ruga să
mă ajute să rezolv problema brațului drept. Numai că eu fusesem în 1997 la Fundeni, în 86 la Fundeni, în 87, da, la Spitalul Militar Craiova. Știam și știu exact ce am în brațul drept. E o treabă, dacă vreți să știți, de ortopedie. E vorba de scos implantul radiocomandat din tuberozitatea radială, locul de inserție a bicepsului, a tendonului de pe radius al bicepsului, mușchiul care flectează antebrațul pe braț. Voi intra pe celălalt cont al meu, sper să se deschidă. Ionel Ilaș Human Rights s-a deschis. Este Ionel Ilaș HR. De asemenea, el este un cont oficial, am două conturi, cel în memoria mamei mele și acesta. E un cont de social pentru comunicare cu fotografia mea. De asemenea, la fotografia de profil am pus un comentariu. Iertați-mă, nu am o tabletă bună. Tot ce am eu e provenit din donații și cei care mi-au donat, mi-au dat și ei ce au avut. Mulțumesc tare mult. Am scris aici: Hello, RIP, Mr. Ionel Ilaș, 48, 1967, 2016, July 22. Was very sick, July 8 and 22. Funerals, July 25, Monday, 12 a.m., Daraban Cemetery, Botoșani County, Romania. With his memory lost after 2012, November 3. Și aici am spus în engleză că am fost executat chirurgical în 9 martie 2007, psihiatric în aprilie mai 2007, infectat cu virusul HIV în 2007 de către Neniscu Victor. Doamnelor și domnilor, pe fotografia mea, îmi pare rău că ăsta nu-mi dă clar aici, Ionel Ilaș. Deci pe profilul meu, da, e bine. Funerariile m-am grăbit puțin. Așadar, nu este simptom de boală psihică, eu singur am anunțat pe Facebook, am întins o capcană celor care mi-au dorit și vor moartea. Sper să se vadă, mai focalizez o dată. Deci, hello, RIP, domnul Ionel Ilaș, 48 de ani. 1967-2016, iulie 22, a fost foarte bolnav în luna iulie, 8-21-22, funeraliile, iulie 25, monde. Doamnelor și domnilor, așadar, este ora 10:35, mă pregătesc pentru propria mea înmormântare, eu vorbesc din camera memorială a mamei mele și biroul meu improvizat pentru drepturile omului. Iar prima acțiune pe care o voi face de astăzi încolo, de după ora 12, va fi să pun pe internet toată experiența studiului marginalizării umane din ultimii 16 ani. Vă mulțumesc, voi întoarce camera să mă și vedeți. M-ați văzut, doamnelor și domnilor, fără ochelari. Să știți că în România securiștii ticăloși te pot omorî din cauza faptului că poți avea o anume nuanță în ochi.
Ei spun că ai chipuri implantate în ochi și transmis prin acele chipuri. Numai că dacă nu ai ieșit din România și n-ai dormit o noapte în viața ta nicăieri, cine putea să-ți implanteze chipuri în ochi decât securitatea română? Dar dacă ei ți le-au implantat, de ce, pe motivul implantării, te și omoară? L-au găsit cu chipuri. Hri Mihai, spunea doctoriței Șutec, după ce am fost practic răpiți, eu și tatăl meu din Darabani, și duci cu 100 la oră până la nebuni, doamna doctor, permite-ți să raporteze. Are chipuri și a fermat televizorul. De parcă omul nu pasă și verse nervii pe un obiect. Iar ce chipuri a văzut Hri Mihai, care a simulat băgarea penisului în gura mea, care m-a amenințat cu injecția de adormire, cu una letală, același Hri Mihai care m-a strigat la mine să nu mai calc în viața mea la salvare, același Hri Mihai care făcea semn că voi primi o injecție în venă letală, cine este acest Hri Mihai? Nu toți oare aceste javre împreună cu generalul lor Dănelea la București sunt într-un lanț criminal, Daraban, Dolohoi, Botoșani, București? Hai să ne gândim puțin, da? Batjocură mediatică, execuție, distrugere, faptul că un ofițer de sub acoperire cu o firmă de băncuțe de-astea, de chioșcuri de vară, vine cu un tupeu obraznic să-mi aducă mie în curte băncuțele și chioșcul lui Dănăilă, eu l-am trimis la primărie. L-am trimis la primărie și sunt vreo 5 ani de atunci, n-au mai apărut băncuțele lui Dănăilă. Vrea să-și pună chioșcul la mine în curte. Doamnelor și domnilor, nu vă lipsiți de așa ceva. Înainte, da, Simona Gheorghe, te-ai operat degeaba, că dacă îți înfundai urechele, degeaba ai lucrat în televiziune. Nu mai avea nicio peritonită, nimica. Țineți minte, doamnelor și domnilor, efect, ieșiți din câmp cu bicicleta la 6.12, de altfel anunț public că voi reposta pe YouTube toate filmele din arhivă, indiferent ce e scris acolo, da? Îmi pare rău acum că le-am șters, am cedat, vezi, doamne, nu unor presiuni ci unor, și unor constrângeri, ci unei idei de bine, cedez eu ca să mă lăsa să trăiesc, dar nu, odată ce eu le-am șters, a fost interpretat ca un gest de slăbiciune de dat înapoi și practic ticăloșii care îmi vor moartea au avansat în acțiunile lor. Doamnelor și domnilor, nu vă lipsiți de așa ceva. Veți avea o durere în burtă, în tip bară, duoden, în stomac și se va întinde, știți unde se diminuează, numai dacă înfundați, nu aveți dopuri de astea, puneți ulei cu vată în urechi și duceți-vă în pădure sau în văi, unde, pentru că aceste unde bat în linie dreaptă, sunt pe frecvențe înalte. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Vreau să las pe statuia unde în urmă cu 40 de ani mă jucam eu și ar vrea să vă spun că sunt foarte bucuros și ar vrea să mulțumesc acestui geniu, acestui dar al lui Dumnezeu pe pământ, Zuckerberg, pentru Facebook. Nu ezitați și trimiteți-mi o cerere. Trimiteți-mi o cerere, cine mă va solicita, va primi accept. Vă mulțumesc!